Emisiune Vestea Cea Bună, emisiunea Școlii Brâncovenești, emisiune în direct cu părintele Cezar Axinte și Mihai Chircă la microfon emisiunii. Să rămână, părinte, bun regăsit! Doamne ajută, bun găsit tuturor! Astăzi vă propunem o temă care, din nefericire, este foarte actuală, criza spirituală. Și o să vedeți că este actuală și că este importantă și că ne afectează pe fiecare dintre noi. Emisiunea fiind în direct, avem toate canalele de comunicare deschise, deci telefon 0241515266, SMS 0768123456, Yahoo Messenger, Radio Dobrogea, într-un cuvânt cu litere mici. Ne vedeți, ne auziți pe radiodobrogea.ro, pe site-ul nostru, pe internet. Deci criza, despre criza spirituală. În primul rând, părinte, să-mi permiteți câteva minute să definim noțiunea de criză, ca să avem niște repere, să definim, practic, spațiu și elementele de limbaj cu sediul materiei. Deci criza este o acumulare de tensiuni care creează dezordine și disfuncție și nefuncționalitate într-o anumită zonă. Și avem și crize economice și politice și morale și de orice fel. Din păcate, noi suntem acum într-o perioadă în care s-au adunat foarte multe, adică s-au succedat foarte multe crize și crizele acestea au fost și economice și financiare și politice și morale și ajungem la un fel de criză generalizată. O criză care nu mai putem să spunem că e criză financiară. Este și criză financiară, dar are și o mulțime de alte componente. Bine, de la căderea din rai, omul e în criză. Da. Trăiește, traversează o mare criză. Și toată lupta este să acopere, practic, consecințele acestei crize. Adică să nu muncească în sudoarea frunții pământul, să nu nască îndurerile și așa mai departe. Da. Ce se întâmplă? Ca să elimin cauzele acestei crize, aia inițială, de la păcatul inițial, eu ar trebui să am la îndemână niște instrumente pe care nu le am. Pentru că eu sunt creația lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a creat așa cum a vrut El. Nu cum am vrut eu. Da? Dar că m-a creat după chipul și asemănarea Lui, m-a creat liber, da? Aia e altceva. Dar nu depinde de mine. Dumnezeu a stabilit niște reguli când l-a pus pe Adam și a zis: uite, stai aici, mănânci, bei, stai frumos, e all inclusiv, da? Dar numai că nu mânca din pomul ăla. Da? A mâncat din pom, la revedere. Da? A fost izgonit de acolo. Și de acum încolo, păcatul inițial nu mai poate fi reparat. Adică eu nu mai pot să intru în raiul ăla pe care Dumnezeu l-a desființat. Și atunci omul, în ticăloșia lui, a încercat să-și facă aici pe pământ... Nu l-a desființat. L-a mutat. L-a mutat, l-a scos pe om de acolo și raiul ăla există, dar este undeva într-o altă dimensiune. Și atunci omul încearcă astăzi să-și facă un rai aici, un all-inclusiv. Da, da, asta este. Deci este all-inclusiv, hipermarket. În esența asta, da? Este, da. Și a zis, lasă că suflete mănâncă și bea suflete, că ia uite cardurile mele cum stau doldor aici, da? Pline și bani. Mănâncă, bea și nici nu mai întrebi jitnițe, pentru că eu mă duc în fiecare zi și pun cardul pe masă și mănânc și beau ce-mi vrea sufletul meu. Da, pentru că Dumnezeu a zis, bucurați-vă. Tot ceea ce am creat, adică l-a pus pe om în fruntea creației lui, toată creația a subordonat-o omului, dar în continuare i-a lăsat un set de reguli. I-a spus ce să facă, ce să nu facă, cum să mănânce, ce să mănânce, ce să nu mănânce, cum să muncească pământul. I-a spus absolut tot. Noi, acum, părinte, noi probabil că facem o eroare, să spunem, strategică, că ne-am aruncat cu toții la Noul Testament. Nu ne-am aruncat. Unii dintre noi, iertare. Da. Ne-am aruncat la Noul Testament și am zis, Noul Testament, vechiul, ăla e vechi, domnule, ăla nu, așa. Deci tot ce e mai valoros e, numai că Mântuitorul a zis, n-am venit să strig regula, am venit să o împlinesc.
Deci nu vreau să schimb absolut nimic. Tot ce a fost acolo rămâne și poruncă nouă vă dau vouă. Da. Deci toate alea rămân. Adică tot ce scrie acolo, cum să lucrezi pământul, cum să mănânci, să nu mănânci carne amestecată cu lapte, să nu aia, să nu să faci, da? Să nu muncești duminica și... Bun, alea au rămas. Numai că, din nefericire, majoritatea sunt de bun simț, foarte multe le știm, unele nu le știm, că n-am pus mâna să mai citim. Da? Cum să citim? Ce să citim noi Vechiul Testament? Noi deștepți, măi, cu internetul și cu toate alea, avem noi treabă cu Vechiul Testament. Da, avem treabă. Pentru că ăla este la fel de actual și va rămâne actual până în ultima clipă de existență a Pământului, pentru că lumea asta creată de Dumnezeu este fără mutare sau umbră de schimbare. Ei, și am ajuns, așa, cătinel, pas cu pas, în criza crizelor. Nu că suntem e o criză. Nu, este o criză care se adaugă la altă criză ca niște cerculețe. Așa, la un moment dat, între cerculețe era spațiu și era o criză și era liniște și apărea altă criză, până când cele două s-au unit, s-au suprapus și nu mai e un cerc, e o bandă. Da? Suntem în criză, într-o criză totală și continuă, care evident că nu ne face bine și evident că ne deranjează. Sau, mă rog, pe unii dintre noi. Pe unii dintre noi. Și nu este o criză, să spunem, criza asta a modificat totul din rădăcini. Din rădăcini, că nu-i de ieri de azi. E de la facere, de la izgonirea din rai. Da? Noi trebuie să încercăm să conștientizăm și să ieșim din criza asta. Pentru că a rămâne în criza asta înseamnă moarte. Deci criza asta te duce la moarte. Nu la acea trecere dintr-o dimensiune în alta. La moarte, moarte, moartea sufletului. Sufletul se sufocă, nu poate să stea în aerul, în atmosfera aia care n-are oxigen, azot și hidrogen, aerul pe care îl respirăm. Tocmai asta este, până la urmă, cauza oricărei crize, criza spirituală. Fiindcă Dumnezeu totuși n-a lăsat lumea aceasta insuportabilă. Chiar n-a lăsat-o insuportabilă. Dacă este să privim puțin, dacă am putea să ne oprim, să privim puțin la minunile lumii, acestei lumi, așa cum arată ea, căzută acum, că leu mănâncă... Oricum e minunată. Antilopa, că... Căzută, dar e minunată. Dar e minunată. Deci Dumnezeu totuși n-a lăsat lumea aceasta lipsită de frumusețe. N-a lăsat lumea aceasta insuportabilă. Adică n-a făcut-o, până la urmă, căderea aceasta, n-a atras după sine un iad în care nu se poate trăi. Și atunci... Așa cum suntem acum ca într-o călătorie în care poți întâmpina neprevăzutul, sigur că da, se poate întâmpla să te întâlnești cu, să simți, de exemplu, puterea naturii, să simți frigul, să simți foamea. Cu toate acestea, însă, lupta aceasta ar aduce o mare bucurie, dacă ar exista. Omul însă nu mai este capabil să lupte pentru că nu înțelege de unde vine și încotro se duce. El înțelege că a fi în criză sau că situația aceasta în care a ajuns astăzi este o situație normală. Și dacă toți fac așa, așa trebuie să fie. Până la urmă, spun necredincioșii, da, ce s-a întors cinea de pe lumea ailaltă. Acesta este cuvântul. Cum este, trăim și noi ca lumea. Ei bine, acest trăim ca lumea, de fapt, este criză. Chiar dacă s-ar fi ajuns la fiecăruia după necesități și fiecare să muncească cât poate, dar fiecare să primească după necesități, să zicem, la raiul pe care îl propovăduia comunism. Marx. Da. Cu toate acestea, lumea tot în criză ar fi fost. Deci, până la urmă, nu ține numai decât de o stare economică, nu ține de bilanțul sau de balanța de plăți
pe care o are bugetul sau Ministerul de Finanții, ci ține de felul în care te raportezi la viața aceasta, ține la felul în care te raportezi la esența care, de fapt, transcende lumea materială, și anume sufletul. Deci omul, măcar că știe sau măcar că simte prin toți porii, din toate acțiunile sale că este și suflet, de multe ori sau de prea multe ori uită că are suflet, uită că este om și că om nu înseamnă a avea, ci a fi. Aceasta, până la urmă, este mutația extraordinară pe care s-a produs pe parcursul istoriei, că omul crede că există în raport de valorile pe care le-a acumulat. Până la urmă, asta este și esența capitalismului. Ați spus un lucru extraordinar odată și chiar o să vă rog să-l repetați dacă vom continua această emisiune. Ați spus că până la urmă omul adună fiindcă se teme de moarte și că esența capitalismului este aceasta. Ori aduci plus valoare, ori crești profitul, ori dai faliment. Ori dai faliment, nu există zero. Cale de mijloc nu există. Cale de mijloc. Păi aici este până la urmă, dacă vreți, lupta între felul în care... Asta e criza spirituală. Că Hristos ne vorbește de calea de mijloc. Nu, de calea. Nu de mijloc. Calea. Chiar vorbește... Calea, adevărul și viața. Da, dar în ortodoxie vorbim deseori, nu merge nici la stânga, nici la dreapta. Cărarea împărătească e calea de mijloc. Ei, de exemplu, orânduirea socială, economică, din care facem parte și astăzi, nu ne propune o cale de mijloc. Propune exact ce ați spus dumneavoastră, ca definiție, ca esențial al capitalismului. Ori aduni profit, ori aduci profit, ori dai faliment și pentru lumea aceasta ești ca și mort. Ei, această perspectivă pentru un creștin nu există. Că dacă nu ai, nu existi. Pentru creștin, singura criză adevărată este aceea în care se depărtează de Dumnezeu. Singura criză este aceea în care i-a întors spatele lui Dumnezeu. În rest, orice altă... Că Dumnezeu niciodată nu-ți întoarce spatele. Tocmai de aceea. Chiar dacă tu întorci spatele. Am insistat că singura criză, și se întâmplă de multe ori, am văzut aceasta atunci când cerem ceva sau când trecem prin o ispită, se întâmplă de multe ori să spui: Dumnezeu m-a uitat. Nu mai au de rugăciunile, Dumnezeu. De fapt, asta înseamnă că noi întoarcem spate. E o tendință, e ispită să întorci spatele lui Dumnezeu, în sensul că te îndreptățești spunând ce mai contează. Să mă iertați, lumea asta este în așa fel făcută încât vine cineva cu bombonica, cu jucărioara și ți-o arată și ți-o orotește până când te aduce să stai cu spatele la Dumnezeu. Da, e o perspectivă interesantă, așa da? Este. Și eu mă duc după mărgică, bombonică, mă duc și fără să realizez că, de fapt, ce să fac eu cu mărgica aia când ne-am întors spatele lui Dumnezeu? Că dacă eram cu fața lui Dumnezeu, nu-mi trebuie nimic. Îmi dădea Dumnezeu un coș de mărgele și un coș de bomboane. Da, pentru că noi socotim strălucirea mărgelei sau a sticluței. Știți că așa i-au păcălit pe amerindieni. Da. Aveau sticlă pisată, mărgele, și le luau aur curat în El Dorado. Strălucirea acelei mărgele, acelei sticluțe, ne face să întoarcem privirea de la adevărata lumină. Că tocmai am trecut ieri prin această experiență a luminii celei nezidite, a orbului care vorbește despre o altă lumină decât cea materială. Măcar că el cere să vadă, sigur că cererea lui pentru lumea actuală și pentru noi, cei care gândim strict cu ochii după mărgele, poate fi absurdă.
Pentru că noi zicem că vedem. Asta e deosebirea fundamentală între dascălul, povățuitorul rugăciunii, inimii, să spunem, orbul din Ierihon, și noi cei de astăzi. Măcar că el nu vedea, așteptarea lui era de alt gen, măcar că ochiul lui nu percepea lumina, dar tocmai pentru că nu se îndreptase cu ochiul după strălucirea mărgelei, a bunurilor materiale, poate a reușit să își păstreze această așteptare a vederii luminii celei nezidite. Pentru că al vedea pe Hristos în fața ta, aceasta este, să vezi slava lui Dumnezeu, înseamnă să vezi lumina necreată. Ei bine, criza noastră până la urmă este criza lumii, chiar să spunem așa, postiluministe, vedeți? De fapt se vorbește de postmodernism. Postmodernism, dar a pornit de la iluminism. Da. Și, vedeți, ați intuit foarte corect că totul a pornit, iată, de la lumină, dar o lumină falsă. Da. În definitiv, curentul acesta sau ideologia aceasta iluministă, până la urmă, aceasta vrea să arate. Nu mai avem nevoie de altceva. Ei, acea lumină care până la urmă a venit și pe filament și la priză și poate că a înlocuit și soarele. De ce nu? Că a început să lumea să lucreze în schimbul 3. Nu, de intrăm în mall unde e lumină artificială. Și tot timpul. Tot timpul. Ei bine, diferența dintre lumina pe care o așteptăm noi și de care avem noi nevoie și cea care a adus-o iluminismul și postmodernismul este diferența între viață și moarte. Fiindcă lumina cea care dă viață, dădătoare de viață, este până la urmă lumină materială de la soare. Dar lumina pe care o primește soarele este cea care vine de la, până la urmă, de la Dumnezeu, pe care le ține pe toate în echilibru. Da, părinte, dar în momentul în care nu știi cine ești, nu știi de unde vii, unde te duci, nu știi cum să te bucuri de darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat, în momentul în care pentru mărgică și bombonică ai renunțat la principiile tale, în momentul în care în jurul tău se destructurează o societate, da? Se destructurează, să mă iertați, parohia, atacul se dă să-ți destructureze familia, păi tu cu ce mai rămâi? Tu cu ce mai rămâi? Ești țintă sigură. Ești țintă. Victimă sigură. Că țintă ești oricum. Da. Ești victimă sigură. Avem un mesaj pe care o să vreau să-l citim după pauză ca să putem să-l comentăm mai bine. Deci, vă rog, pauză acum ca să comentăm mesajul. Cuvânt. Doamne ajută, din nou în direct, vestea cea bună, emisiunea Școlii Brâncovenești cu părintele Cezar Axinte și Mihai Chircor la microfonul emisiunii. Astăzi discutăm despre criza spirituală. 0241515266, SMS 0768123456, Radio Dobrogea, într-un cuvânt cu litere mici, ID-ul pe Messenger. Avem un mesaj pe care vreau să-l discutăm, să-l citim primul. Eu cred că criza e doar o manipulare TV. Am văzut o știre că numărul pelerinilor de la Sfânta Parascheva a rămas constant în ultimii 10 ani. Bine, faptul că a rămas constant în ultimii 10 ani e un lucru bun, că a rămas constant la un nivel foarte ridicat. Și eu zic că e un lucru bun. Că există foarte multă manipulare prin media, e adevărat, dar de fapt hai să disecăm puțin. Da, nu, media, noi nu avem decât două opțiuni. Criza există sau nu există. Da, Sfânta Parascheva și România este un model. Sunt un model pentru criza spirituală europeană, da, și mondială. Da, da, adică nimic de zis. Ortodoxia. Că suntem în raport cu acest mesaj. Adică ortodoxia, că este ea românească și e bine că există o ortodoxie românească, pentru că Părintele Stăniloae spunea că este cea mai echilibrată și cea mai, să spunem, duioasă. Chiar calea de mijloc, spune Părintele Stăniloae despre ortodoxia românească. Este un model. Că există criză generalizată, mondial și european, care ne afectează și pe noi, dar criza noastră, până la urmă, se datorează și factorilor externi, și celor interni, și nouă, dar noi suntem totuși un model
pentru că despre asta vorbim. Despre un model pentru ieșirea din criză, pentru, să spunem, anularea cauzei, crizei de orice fel. Iar anularea oricărei cauze, până la urmă, ar fi împăcarea omului cu sine, cu semenii și cu Dumnezeu. Și nu mai există niciun fel de criză când ești împăcat cu toată lumea. Da. Acum, că e o manipulare TV, bun, sigur că există tendința de manipularea noastră prin diferite mijloace, prin televiziune, prin internet, prin... Bun, și eu ce fac? Bine, e o manipulare, adică Eu sunt victimă sigură a manipulării? Totuși, criza spirituală există atâta timp cât într-o Europa care se revendică creștină, că Petre Țuțea spunea că dacă nu venea Evanghelia în Europa, europenii dormeau în crăci și acum. Adică, totuși, Europa este ce este, sau a dat toate valorile acestea pentru că este creștină până la urmă. A exportat, dacă vreți, creștinism până la marginea universului. Dacă e să vorbim și de programul spațial, nu? Adică acolo au fost creștini, că erau cum erau, în sfârșit, dar erau creștini. Adică Europa este creștină, dar într-o o Europa creștină în care se merge cu viteză năucitoare să se legalizeze, de exemplu, căsătoriile între persoane de același gen. Într-o lume în care următorul pas al acestei situații este adopția de copii, pentru că în mod necesar, dacă ai permis prin lege căsătoriile acestea, nu poți să interzici dreptul la viață intimă, care e un drept constituțional, și viața intimă, viața de familie presupune copii, și atunci următorul pas va fi adopția de copii. Deci când vorbim despre criză spirituală, vorbim despre faptul că Europa traversează un moment fără precedent în istoria ei. Părinte, stați puțin, de acord. Dar numai că Europa are ceea ce merită, Europa cu legea ceea ce a sădit, n-a venit nimeni să arunce gunoaiele lui în Europa. Deci, așa este, da. Nu alții au distrus Europa creștină, noi am distrus europenii. Iar asta nu mai e o manipulare, un adevăr. Da, europenii au distrus Europa creștină, da? Creștinii au lăsat Europa creștină să fie distrusă. Asta în numele libertății de opinie. Și când am văzut... numele libertății, da, în general, de când, orice fel. Când am văzut la Paris, după atentatul de la... revista aia cu Charlie, șef de stat spunând: eu sunt Charlie. Eu nu sunt Charlie. Eu nu sunt Charlie. Eu sunt creștin. Eu sunt creștin. Și cum creștin adică? Înseamnă să nu batjocorești pe care, nimeni. Ăia care au batjocorit și, de fapt, și islamul și creștinismul, da? Că s-au legat și de profetul Mahomet și de Sfânta Treime. Da. Da? Și eu să spun, păi da, cum să nu, au libertate. Păi libertatea, libertate, Dumnezeu te-a creat liber. Te-a lăsat și liber, liber să-i spui lui: nu te vreau, nu te cunosc. Da. Dar asta nu înseamnă că tu n-ai să mergi la judecată la picioarele celuia pe care nu l-ai recunoscut și nu l-ai vrut. Da? Și tu știi treaba asta. Iar libertatea presupune responsabilitate. Nu. Avem numai drepturi, avem numai anumite drepturi, nu mai există responsabilitate, da? Trebuie să lăsăm să facem discriminări pozitive, să lăsăm minoritățile să facă ce vor, să dăm mai multe drepturi minorităților decât majorității. Păi majoritatea nu asuprește minoritatea. Că mai e puțin și o să vină acele cupluri de același sex să spună: păi tu ai 10 camere și noi n-avem nicio cameră, vrem să stăm în casa ta. Împreună. Da, păi cum să stai tu în casa mea, tu spurcatule, cum să stai în casa mea? Da, este... Cum să aduci sodomia în casa mea? Păi am dreptul să... Păi dreptul... Ne-a dat Dumnezeu și dreptul să ne luăm viața dacă vrem. Dar ăsta este un păcat de neiertat. Nu e drept. Posibilitate. Posibilitate. Este riscul libertății. Da, deci poți să o faci. Dacă vrei, poți să o faci. Dar tu trebuie să știi
ce pățești dacă o faci. Da. Că pot să omor un om. Am puterea să-l strâng de gât, să-l împuși, să... Da? Dar hai să mergem la Cain și la Abel. Și să vedem pedeapsa care a fost pusă, că de fapt, la Cain și Abel, pedeapsa care a fost pusă pe ucigași, nu e, a fost pusă pe persoană, ci pe toți ucigașii în vecii vecilor. Da. Și? Ce vrem să... Unde vrem să ajungem? Dar, de fapt, zis așa, lăsați, Dumnezeu e sus, noi suntem jos, lăsați că nu e chiar așa, că mai e, că... Bun, cine se lasă amăgit, suportă consecințele. Din păcate, micile plăceri sau ceea ce vrem noi, orgoliile noastre, sunt pe o durată foarte, foarte mică de timp aici, în timp ce consecințele sunt veșnice. Asta ar trebui să înțeleagă. Asta ar trebui să înțeleagă. N-au de decât... altă parte, oare omul modern, postmodern, este mai fericit decât omul antichității? Părinte, depinde cum definim fericirea. Depinde cum definim fericirea. Că există, una e să fii fericit și alta e să fii mulțumit. Da? Că mănânc o friptură, beau un pahar de vin și spun, sunt mulțumit. Da? Dar eu pot să fiu nefericit. Sunt mulțumit că sunt cu stomacul plin, după ce mi-a fost foame, dar eu sunt un nefericit, e vai de mine. Că dacă stau să mă gândesc o clipă, mă cutremur la cine sunt și ce am făcut. Întotdeauna fericirea se raportează la un set de principii morale. Și nu există alte principii morale decât cele creștine. Sigur, poți să le adopți pe cele anticreștine. Da, haideți să mai zicem ceva ce am auzit pe postul nostru, un interviu, din păcate nu am reținut numele persoanei care spunea, că într-una dintre cele, în cea mai bogată țară a Uniunii Europene și în cea mai avansată din 1000 de puncte de vedere, în Luxemburg, părinții, copiii creștini, la dorința părinților, cu acordul părinților, au ora de religie. Mai sunt și alții care nu că sunt atei, care nu cred în nimic. Și pentru că programa școlară trebuie să fie unitară, unii au ora de religie și alții au ora de nimic. Ora de nimic. Am putea să spunem că sunt niște oameni de nimic care fac ora de nimic. Da? Deci unde s-a putut ajunge cu instituționalizarea? Deci învață multe despre nimic. Da, studiază nimicul. Da. Păi, asta, până la urmă, este și panta pe care omenirea a luat-o imediat după cădere. Dumnezeu a vrut să oprească, până la urmă, trebuia să oprească alunecarea asta către nimic, către neființă, neființa aceea din care am venit. Numai că omul are o apetență, are o ispită, se autoispitește spre acest nimic, iată, chiar dacă vrea tot. Aici e paradoxul. Se ispitește către nimic, dar în același timp își dorește totul. Și aici e o criză, de fapt. Este o dihotomie. Omul este paradoxal, foarte paradoxal. Și, de fapt, așa e și frumos. Să fie unic prin paradoxurile pe care le aduce fiecare. Însă, totuși, parcă lumea devine autodestructivă. Părinte, eu mai constat ceva. Viteza, adică există un ritm al vieții și n-am apucat să discutăm suficient despre Forumul Mondial de la Davos, care în fiecare an, în ianuarie, are loc și unde se lansează o mulțime de idei, între ghilimele, de paloane, de încercare, de fapt. Și acolo se vorbește de creșterea vitezei, a productivității, a vitezei. Omul nu poate trăi la orice viteză, că pe cosmonauții ia și antrenează și învârte în capsulele alea la de 10 ori, până au de 10 ori gravitația. Bun, e foarte mult să suporți de 10 ori greutatea corpului tău. Dar e o limită, și asta este o limită. Și se știe că omul nu suportă orice. Există o limită a vitezei pe derulării activităților pe care omul o suportă. Și una dintre cauzele care au generat această criză este
dorința, tendința de creștere continuă. Adică să crească productivitatea, să crească cifra de afaceri, să crească profitul, să crească nu știu ce, să-mi crească mie mușchii cu 5% pe an, că nu e mult, cu 1% pe an. Bun, păi e o limită. Că mă fac cât un balon, dacă cresc cu 5% pe an. Da, da, 5% peste 10 ani față de creșterile astea înseamnă o progresie, înseamnă altceva. Nu sunt, deci, e o altă cadență. 5% de peste 10 ani nu mai sunt 5% 500 de astăzi. Adică da? Una e să alergi cu 5 km pe oră și alta e să alergi la 120 de km la oră să mai adaugi 5. Încă 5. Da? Deci asta s-a încercat, asta se încearcă și se încearcă. Se încearcă. Dar e imposibil. Și de fapt, de fapt, totul culminează cu unul dintre cele mai mari păcate. Pentru că unul dintre marile păcate este să atentezi la creația, la actul creației. Să încerci să știrbești în vreun fel actul creației. Ori în cununa creației este omul. Omul în societatea aceasta postmodernistă în criză este ca un fel de bun de unică folosință. Angajezi 100 de oameni și păi muncești, îi plătești, îi muncești nu știu câți ani, după care nu-ți mai fac trebuință. Și dai la o parte, îi arunci, îi scoți din uz. Bineînțeles, pentru că îi uzezi. Îi uzezi, îi puizezi, că ei au niște limite. La ritmul acesta. La ritmul ăsta, peste acea limită critică de rit de viață. Există o limită critică. Da. Da? Nu poți să suport mai mult de 10 ori greutatea mea. Da. Nici când dacă zbor pe lună. Bun, am încercat 11 ori greutatea, l-am omorât. E și ce dacă l-am omorât? Pun altul în loc. Deci e un dispreț față de actul creației. Dumnezeu nu poate să rămână nepăsător la așa ceva, impasibil la așa ceva. Și atunci Dumnezeu ce face? Să mă iertați, poate greșesc, corectați-mă. Și ia mâna de pe noi. Spune, ai vrut să zbori cu de 11 ori? De 11 ori, tu-te. Eu ți-am spus că nu e bine. Da? Tu-te, o să mori. Tu-te. Și-a luat mâna de pe noi. În momentul în care Dumnezeu și-a luat mâna de pe noi, noi suntem pierduți. Că pe noi ne ține mila și dragostea lui Dumnezeu. Asta ne ține pe noi. Nu ne ținem noi. Și oricum noi a de tot. Nu de tot. Dacă și-ar lua, dacă s-ar supăra o secundă și-ar sufla, am dispărea cu totul. Da? O secundă dacă și-ar lua mâna cu totul de pe noi, s-a terminat. Da? Dar e o limită. E o limită. Dragostea lui Dumnezeu față de noi, cred că nu are limite, dar distanța iarăși între noi și Dumnezeu cred că are o limită. Adică la un moment dat cred că dacă noi în mod voit ne îndepărtăm la o distanță foarte mare de Dumnezeu, Dumnezeu spune, bună, ce-și, asta vreți? V-ați dus atât de departe? Vreți să mergeți și mai departe? Duceți-vă, nu mai sunteți ai mei, n-am ce să vă fac. V-am iubit, vă iubesc, vreau să fac pentru voi, voi fugiți de mine, eu fug spre voi și voi fugiți de mine. Și ăla va fi sfârșitul. Că va exista un sfârșit din nefericire. Avem această, totuși această bucurie că Dumnezeu aleargă mai repede ca noi. Și da, Dumnezeu are... Tot timpul poate să micșoreze distanța, oricât am alergat noi, oricât am vrea să ne îndepărtăm de El, Dumnezeu poate să micșoreze distanța numai în secunda în care i s-a părut că noi ne-am poticnit sau am vrea să ne oprim un pic. Sau... Într-adevăr, lumea merge într-o direcție care... Necreștină. Exact. Ce face? Ascunde lumina, o lume în care nu se mai vede, din care nu se mai vede lumina. Spuneați odată de un tunel descendent fără capăt până la urmă. Adică odată aspirați în tunelul acesta lucrurile până la urmă și cu toate acestea, de fiecare dată, Dumnezeu arată că este posibil în chip minunat să scapi din capcana aceasta, din tunelul acesta descendent. Criza până la urmă este doar o perspectivă pe care
o dăm noi, o importanță pe care o dăm noi la un moment dat unei situații care pare reală, dar nu este întru totul reală, nu e adevărul. Deci, deși știm că se vorbește, s-a vorbit și în anii 30 de criză, se vorbește și acum de criză, cu toate acestea, nu cred că se poate pune problema în mod real a unei crize care să nu te lase să te întorci către Dumnezeu. Nu, adică, cu adevărat, aceea ar fi o criză. Da. Ceea ce nu se spune, ceea ce este adevărat și economic vorbind și nu se spune, este că acea mare criză 1929-1933, cum am învățat noi, cum scriem manualele noastre, de fapt, sfârșitul acelei crize a fost după al doilea război mondial. Pentru că s-a zis că și astăzi, de fapt, ce se spune astăzi că e criză economică? Dacă ai creștere negativă, adică dacă economia se contractă, dacă ești pe plus 0,1, zice nu ești în criză. Păi sunt în foarte mare criză. Că eu cu plus 0,1, plus 0,2, eu nu pot să mai zugrăvesc școala, spitalul, să-mi schimb pingelele, da? Să-mi peticesc haina, nu, să-mi cumpăr haină nouă. Deci eu nu pot. Există un prag și pragul ăsta e undeva la 1,8% de creștere economică ca să poți să menții o țară pe linia de funcționare fără să crești. Deci nu mai faci școli la plus 1,5% creștere economică, care e de vis. E de vis. Nu știu cine are așa ceva în Europa la ora actuală. Nu mai poți să faci o școală nouă. La 1,5% nu e soluție gospodăria țărănească? Este o soluție, dar ce se întâmplă? Această resetare a întregii lumi și a paradigmei, da, înseamnă să schimb lumea, societatea asta, modelul ăsta social, economic, modelul ăsta de viață al planetei cu un altul. Este foarte greu și cei care beneficiază de 1000 de privilegii de pe urma acestui sistem și-ar pierde acele privilegii. Și ei nu vor. Cu alte cuvinte, gospodăria țărănească este o amenințare pentru sistem. Așa aș traduce. O mare amenințare pentru sistem. Foarte mare. Asta e o noutate. Nu e o noutate. Deci, nu, n-am spus-o așa. Gospodăria țărănească, care nu este factor de progres economic și tehnologic, este un mod de viață sustenabil. Poți să trăiești 1000 de ani în acel sistem și poți să trăiești sănătos. Pe un sistem autarhic. Da, eu nu, vă spun eu, să bag eu degetul în rană, nu degetul, bisturiu în rană. E un mod de viață de pe urma căruia cei care zic că guvernează planeta nu poate să aibă profit. Sau un profit foarte mic. Profiți foarte puțin de pe urma unui țăran care lucrează în gospodăria lui, doar impozitul care îl plătește, pe venit și pe proprietate. Când l-ai scos de acolo și l-ai făcut muncitor industrial sau pe fermă și are salariu și plătește taxe, impozite și cumpără TVA și toate cele, în momentul ăla el aduce diriguitorilor lumii un mult mai mare profit. Și atunci, cum scopul lor, Dumnezeul lor, între ghilimele, este profitul, ei încearcă să distrugă gospodăria țărănească autarhică. Asta este, până la urmă, și imaginea unui sclavagism. Păi, noi avem foarte mulți sclavi în planeta asta. Care... Și în Europa. Hai să vorbim despre sclavie în emisiunea viitoare, că s-a dus. Timpul s-a scurs. Oricum, eu vă invit duminică la... Continuăm să vorbim despre criză duminică. La Neptun, dacă accept puteți invitația, să veniți. Accept invitația. Duminică ne întâlnim la Neptun și discutăm. Și poate că dacă nu găsim o temă mai actuală, emisiunea viitoare discutăm despre sclavie. Până atunci, vestea cea bună este aceasta: cunoașteți adevărul și adevărul vă va face liberi. Doamne ajută!